Doamne Iisuse Hristoase, Fiul al lui Dumnezeu, unul născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, care luminezi toate, care nestricat te-ai întrupat din preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră. Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul și pentru aceasta în luminata zi a dumnezeieștii tale arătări ai venit la Iordan, la păcătoși și la vameși, ca să te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlinești toată dreptatea și să speri în apele Iordanului păcatele întregii lumi, ca un miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra ta și să ne mântuiești cu cinstit sângele tău. Pentru aceasta te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam și Duhul Sfânt a venit peste tine ca un porumbel. Tu ai luminat și îndumnezeit firea noastră și dumnezeiescul tău părinte ți-a vestit bunăvoirea sa, pentru că ai împlinit voia lui și ca un om ai primit păcatele și prin junghiere te-ai gătit, după cum tu însuți ai grăit. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi pun sufletul ca iarăși să-l primesc. Și astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre. Pentru aceasta, toate puterile cerești se bucură și toată făptura se veselește, așteptând slobozire din stricăciune zicând: a venit luminarea, s-a arătat harul și izbăvirea, lumea se luminează și oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul, pământul și toată lumea să se bucurile, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile și marile să dânsuiască, că prin dumnezeiescul botez astăzi s-a sfințit firea lor. Este timpul arătării lui Dumnezeu. Veniți cu mintea la Iordan să vedem priveliște mari. Hristos vine spre botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită și o găsește și o duce în rai. Această taină dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învrednicește-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, izvorul cel purur adătător de viață, să scoatem apa harului Tău și iertarea păcatelor și să trăim în veacul de acum în curăție și feciorie, în dreptate și cu cernicie, așteptând nădejdea cea fericită și arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru. Pentru că nu ne mântuiești numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire și cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia naștere din nou, ca îndreptați cu harul Tău să fim moștenitori ai vieții veșnice în împărăția Ta, unde ne învrednicește să slăvim, împreună cu toți sfinții, preasfântul Tău nume cu Părintele Tău fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.